Bună, vă salut de aici, Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci între băieții de la Cipita și cei de la Juventus. Sunt alături de Emma de la Cipita, care are un cadou pentru mine. Va! Mi-a promis un sezon întreg. Un sezon întreg mi-a promis că îmi va aduce și mie un produs al sponsorilor noștri, nu? Cipita. Și în final, în sezonul al doilea, am primit acest gigantic corn. Mulțumesc tare mult. Cu plăcere, sper să-ți ajungă de data asta. Până la meciul următor. Mulțumesc! Ce v-ați propus sezonul acesta, băieți? Primul rând, bună seara! Ne-am propus să terminăm mai sus de locul 5. Acum să vedem ce o să fie. Dacă ne strângem cum ne-am strâns în seara asta, meci de mese, ne strângem, eu zic că putem să jucăm acolo în sus, în primele 5. A fost bună seara asta pentru voi? Da, a fost bună. Am câștigat cu 5-4. E prima oară care jucăm. Am mai adus încă vreo 4 băieți noi, care jucăm cu ei să vedem ce și cum. A fost mult până ne-am acomodat. Sincer, nu vreau să zic nimic ca să jignesc pe nimeni, dar arbitrajul în seara asta a fost sub orice critică. Sincer, acum n-am nimic cu nimeni, nu cum dam pe nimeni, e primul lor meci. Ne-a spus de la început și eu și capitanul de la cealaltă echipă, bă, tati, orice contact mai bine fluierați, că ajungem să ne lovim între noi și nu vrem să ne venim aici să ne lovim între noi. Cel mai bine fluieri, o lăsăm acolo la punctul unde vrei tu și aia. Poate dacă o să le aduceți și arbitrilor niște cornuri astea gigantice, poate o să fie mai drăguț. Nu, noi nu aducem cornuri ca să mituim pe cineva. Noi aducem cornuri. Era o glumă, Emma. Cornurile mi le aduceți mie. Da, eu știu asta, dar vezi, deja se înțelege altceva. Când aducem câte ceva, deja toată lumea zice că țineți cu ei, că sunt sponsori și că astea. Exact cum au spus și alții. Dar voi nu prea aduceți. Păi tocmai asta este. Noi nu prea aducem, nu putem, suntem probleme la firmă. Acum e bine, deocamdată sper că o să fie bine următorul sezon pentru noi și pentru voi. Mult succes vă doresc și mulțumesc încă o dată pentru corn. Mersi frumos. La revedere! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com, pe contul nostru de YouTube, puteți urmări meciurile live. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Acerbis, Eden Total Care și Cipita!